La un curs de arte marțiale, toți elevii exersau. Doar unul stătea într-o parte. Profesorul a observat și și-a dat seama că prezența celor din jur îl intimidează. Așa că maestrul l-a invitat pe elev la o plimbare. Te-am urmărit în sală și am înțeles că ai o problemă. Îmi poți spune ce s-a întâmplat? Încerc să mă concentrez, dar nu reușesc. Prezența celorlalți mă intimidează. Nu mă simt liber. Îmi este rușine și nu știu ce să fac, a spus elevul. Atunci profesorul său îi spune: înainte de a stăpâni artele marțiale, este important să înveți ceva. Trebuie să înțelegi armonia lucrurilor și trebuie să lucrezi în armonie cu tot ceea ce te conjoară. Profesorul l-a dus pe elevul său lângă un râu. Privește acest râu. Pe fundul lui sunt multe petre, mai mari sau mai mici, dar tu vezi ca râul să se împiedice de aceste petre? Vezi cumva ca râul să fie furios? Nu. Râul curge liniștit în ciuda acestor pietre. Râul nu pare a fi deranjat. El își continuă cursul indiferent de obstacole. La fel și tu. Nu trebuie să lași pe nimeni să te împiedice în ceea ce ai de făcut. Fii la fel ca și râul. Urmărește-ți cursul și fă ceea ce trebuie să faci. Uneori ne simțim blocați deoarece credem că oamenii din jur sunt cu ochii pe noi și ne analizează orice mișcare. O senzație că aceștia ar fi judecători și că nu au nimic altceva de făcut decât să ne judece, iar sentința lor ar fi una reală și definitivă. Adevărul însă e altul. Acești judecători, în ghilimele, există doar în mintea noastră. Creierul omului este asemenea unui videoproiector. Așa cum la cinema, imaginile sunt proiectate pe o pânză albă, la fel și creierul proiectează pe oameni sau fapte diverse intenții și interpretări ale noastre. Tu ce proiectezi pe oamenii din jurul tău? Judecători sau susținători? Ce vezi în evenimentele vieții? Obstacole sau provocări? Elevul din povesteara noastră își vedea colegii ca pe niște judecători critici, iar acest lucru îl împiedica să se simtă liber și să se antreneze așa cum poate. E important să reținem că decizii și acțiunile noastre vor fi determinate de felul în care percepem și ne construim propria realitate.